Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați venit la o nouă serie din aceea pe care știți voi, de plătită, dar mai bun, jucăm World of Warships, ce am jucat, dacă țineți minte, acum foarte, foarte mult timp, pe când eram beta, l-am jucat și am făcut și ceva video pe canal, dacă mi-aduc bine, bine aminte, dacă nu, sigur am jucat pe Steam și m-am distrat de minune în jocul ăsta față de celălalt joc de la Wargaming. Dar mai bun, după cum bine v-am spus la început, această serie este plătită, așa că dacă vreți să mă ajutați cu câteva like-uri, chestii, share-uri, în special pe mine mă interesează să stăm cât mai multe vizualizări, așa că dacă putem face măcar 1000 de vizualizări pe fiecare video ar fi superb. Și dacă vreți să jucați jocul ăsta, să-l încercați, probabil dacă vreți să jucăm împreună, faceți-vă cont folosind linkul din descriere și folosiți codul care vă dă niște chestii bonus, precum o navă, precum bonus bani și precum premium pentru ceva timp. Așa că, da, mai bun, hai să intrăm fix în joc și să vedem despre ce este vorba. Băi, n-am mai jucat World of Warships de mult timp, am tot zis că vreau să-l joc de ceva timp, nu știu de ce, pentru că mie sincer chiar mi-a plăcut asta și de aia. Eu am un cont ăsta de presă unde, pana mea, am tot ce vreau eu, dar probabil mă gândesc să fac și eu un cont nou și să mă joc cu voi, dacă e așa, că cel mai probabil dacă am tot deblocate, destul de boring și chiar nu e așa, vedeți, am toate deblocate, așa că hai să dăm și noi un battle, să dăm un battle normal. Nici nu mai mi-aduc aminte exact cum se petrece battle-ul ăsta, așa că trebuie să învățăm din on the go, cum s-ar zice, trebuie să învățăm așa pe parcurs, dacă e așa. N-am mai jucat de mult asta, să fie interesant. Am văzut că au băgat nave cu avioane. Asta o să fie tare. Pentru secundă am zis, mamă, ce bine arată jocul, dar de fapt ăsta era un loading screen. Ok, știu că era așa, click dreapta, țintă, start battle. Ok, starting the battle. Ok, am văzut că are și campanie jocul, ceea ce mi se pare destul de tare. Ok. Ok, asta era viteza. Dă-i la full! Stai așa, 1. Oh, gata, am uitat că se țintește. Încă nu pot să țintești pentru că trebuie să stăm. Da, corect. Doar bun, dacă vreți să încercați jocul, v-am spus, link în descriere, cod acolo, dacă vreți să primiți bonusuri și chestii de genul ăsta. Și dacă vreți să jucați, puteți să vedeți, mi-ați văzut probabil numele la început acolo. Dacă nu, o să vedem noi cum putem face să și jucăm. Oh, gata, încă aminte cum era ținta. Ok, și dacă ne ducem așa, stai să trag toate. Ah, gata, am prins. Ok, deci noi trebuie să luăm puncte, în fel de capture the point aici. Mișcă! Ok, am să joc rolul capitanului aici, pentru că clar avem nevoie de ceva care joace rolul capitanului. Și toată așa se aliniază toate turetele, am uitat. Da, oameni, cu jocul ăsta e un fel de simulator, așa că dacă e simulator, atunci lucrurile trebuie să se întâmple ca într-un simulator, adică să fie... Adică turnul ăsta nu se mișcă instant, ca și cum te-ai juca un shooter în pană. Adică totuși... Mamă, ce muzică tensionantă. Ok, oameni buni, hai să pregătim asaltul. Nu poți să ai zoom mai tare? Poți tare, dacă puteai zoom. Muzica așa de aia de hyped up, free look, este să ne uităm. Păi arată mișto chestia asta, arată chiar foarte bine. Eu mă duc pe punctul A. Punctul A este al meu și doar al meu. Cred că am să încerc și modul de campanie, pentru că părea interesant. Ok, încerc să dăm alea că... Nu știu care era zoom-ul. Oh, ăla era zoom-ul. Ok, încerc să văd. Vine amic prin față. Unde? E în față, acolo. Oh, e în lateral, n-am cum să ajung la el. Ok, eu încerc să mă dupa. Încerc să mă dupa. Haide, echipaj! Trebuie să-i spargem pe toți. Oh, uite, sunt mai mulți acolo. Cred că au și avioane, dacă nu mă înșel. Nu cred că au avioane, pentru că am dat pe tier 2, parcă. Da, chiar dacă folosiți codul ăla, primi și o navă de tier 2 sau ceva genul. Și că am văzut acolo, prin niște bonusuri și toate alea. Cum zic, oferta asta include să joc și World of Tanks, dar nu știu să joc World of Tanks, așa că prefer să joc ceva ce am mai jucat înainte și am semi-experiență. Ok, știu că trebuie să te ridici. Oh, ce să lea? Alea-s torpilele. Ok, alea-s grenade-urile. Stai așa, dă-i și tu afară zoom-ul. Oh, de departe, stai, e acolo, e acolo. Oh, oh, God. Schimbă. Reloading, mamă, stai că durează. Oh, stai că au dispărut. Oare... Nu cred că mai ajunge ținta până acolo. Ai, e fumul ăla, frate, și de aia.
Ia bă de acolo, că sigur nimerim ceva, stai așa. Detected. Fost detectat. Stai așa, stai așa. Oh god! Oh, sfinte sis! Capitane! Trage vâsla! Ok, nu cred că am fost țintit până acum, nu sunt în siguranță. Sunt pe punct! Mă doamne, punctul ăla e de... aici intră pe punctul ăla, super. Wow! 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 Mamă, băieții ăștia trag super! Mamă, ce răzmă nimerească aia, vai doamne! Oh, m-a nimerit! Nu! Să nu îndrăznești! Tot. Nimerit ceva? N-a nimerit nica. Oh god! Oh vai, 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 vai. Să nu-mi dărâm tu mie bărcuța! Eu sper acum. Oh, a nimerit! Nice! Ok, întoarceți naveta! Întoarceți naveta! Nu! Oh, mamă, fix pe mine avintele! Zduș, duș! Ok, la fix pe mine o să vină. Eram sigur. Serios, n-a nimerit nimica? Că încerc. Ok, stai, dă iar cu zoom. Ok, mă întreb dacă în ce fel ratez. Stai așa să mă uit. O, te-ți dau mai sus o leacă. Stai așa. Mai sus, deci. Oh my god, reloading-ul ăsta durează atâta. Tut! Sunt asaltat din toate direcțiile, băieți. Oficial cred că o să-mi iau grav. Au, au, au. Ii! E bine, e bine. Full manevră. Trage! Nu-s pe partea care trebuie. O, l-am prins. Stai că stau pe vederea proastă. Oh god! Ah! Nu vrea să mor! Hai că e bine! Doamne sfinte! Oh vai! Frate, l-am adus și eu cu toate... Unde e echipa? Ah! Tunurile mele nu se întorc. Moderate damage, dă-i. Dude, set on fire. Hai că e bine. Încarcă. Încarcă. O, doamne, să mor. Nu, nu. Eu o să mă scufund cu vasul meu. Dar te iau și pe tine după aia. Aoleu, o să mor. Gata, o lovitură mai trebuie. Deci un scoipat mai trebuie. Ai, doamne, nu, 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 nu. Lasă-mă să mai trag una, lasă-mă să mai trag una, 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 mai trag, mai trag. Nu. Doamne sfinte! Oricum ținta e semidecentă. Hai, Andrei! Bine! Bine, hai că mai trebuie, dați una acolo. Suflați pe el, cred că moare acum. Gata, mă. Suflați pe el. Plop, 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 plop. Victorie! Cum să fii cărat în World of Warships? Nice! Păi nu știu de ce, chiar dacă am murit repede, nu știu, eu tot mă distrez. Hai mai băgăm una. Hai să mai dau una. Pare prea puțin. Oh, nu vreau să schimb, vreau să schimb, nu, leave cube, leave cube, vreau altă navă. Leave cube. Ok. Nu mai contează, să încercăm să ne descurcăm cu nava pe care o avem. Încă încerc să mă prind puțin de diferențele între astea, cum îi zice, între bombe. Dacă stau așa să mă gândesc. Ok, ce avem, băieții? Ok, destroy enemies. Holding, deci încă e capture, acum mai cu două puncte, ok, am înțeles. Polar. Stai. Vă cât arată, cum arată harta asta. Mamă, ce șmecher arată. Dă-te alea că, băi, arată chiar fain. Da, în modul să nu poți dau zoom, că se consideră cheating, presupun. Avem niște turete pe aici. Bă, ce pot să zic că cei de la Wargame realizează vehicule, bărci, de-astea, vapoare, tankuri și toate alea, avioane. Le realizează foarte, foarte bine și la un detaliu chiar foarte surprinzător de mișto. Ok. Cred că AP, nu știu exact ce înseamnă, dar știu că hey, explosiv, dar AP e cu penetrare. Ok.
Ok, băieți, suntem gata, să ne luăm grava de oră. Sincer, am ales o navă destul de nașpa, în care doar 4 tunuri, are două acolo și două și da, am ales o navă destul de nasoală. Well, aia e. Am ales și cea mai nasoală navă, știi, aia e problema. That might be the problem, guys. Ok, hai să dăm și noi în zoom așa, vedem și noi pe cineva. Ok, deci a văzut pe aia până la urmă. Good luck and fair seas. What the f- Serios? Așa se spune la ăștia, good luck and fair seas. A, da, cum e aia cu stația? Auzi, colegul, e cineva în față. Noi liber, colegul, dă înainte. Drumuri bune, colegul, drumuri bune, colegul. De fapt, aici este ape bune, colegul. Ape bune. E jocul japanisul, guys. Mi se părea că am văzut o... Oh, stai așa că îi văd. I see them! Uite, ar fi bine să mai... Stai să scădem o leacă din viteză, că mică se duce o leacă cu prea multă viteză. La full, de la 3 din 4. Ok, am fost detectat, ceea ce e super nasol, pentru că s-ar putea să de acum să tragă băieții mine. Oh, nu pot să țintesc, e mult peste ținta mea. Ok, îți dăm o leacă mai așa. Oh, mai e unul în stânga. Oh, God! L-au anihilat pe băiatul ăla. Stai, full stop! Ah! Cred că am țintit super prost. Aaaa! Ok, colizie. Boi, vine ploaia aici, nebun. Vai de capul meu. Știu cum plouă proiectilele, frate. Mă ia cu dăle asta, așa. Aaaa! Stai așa, încerc să țintesc în același timp. Trage... acum nu, n-am țintit bine. Au! Au, vai, fratele meu, cât damage dă! E unul acolo care dă cu ploaie de aia golden shower de aici, stai, trebuie să mă depărtez. Nu vreau să risc atura trecută, să-mi iau super mega damage, pentru că țintesc eu super mișto. Auleu! Hai că mă ratează bebița, eu nu pot să țintesc în față. Aparent. Bă, da, pot. Oh! Nice! Au, e ok? Ăla-i mă! Dar acum o să-mi ajut cu echipierul. Prea jos, Bob. Ba nu, Bob, bine! Stai așa? Hai, încarc o dată. Nu cred, frate, a dat cu Ram în el. La bușit. Încarcă, frate, deci asta e cea mai mare problemă la mine. Încarcă super, super greu. Ok, oh, prea mult full în față. Nu, de cu unul din doi. E bine. Ok, acum hai să... Ok, da, vă mă, collision acolo. Stai așa liniștit. Este mă dacă astea dau mai bine. Astea cu penetrare decât alea cu explozie. Așa. O să acum să schimbe gloanțele. Deci dacă ți-a apăsat, îți schimbă forțat. Iar dacă nu ți-a apăsat, îți doar setează. Iar apoi când dai reload tur următoare, dai. Ok, să țintim și noi ăla ca așa mai profi. Cred că am tras super prost. Vai, zic că n-am tras. Ăla n-au fost trase de mine. Ok, scade viteza, bobiță, că de-aia dai prost. Ok, du-te. Am mai mult peste, frate. Ba nu, am tras bine! Ce bine l-am nimerit! No, cred că cel mai bine să stea la alte decât cu... Dăm cu heurile. Ca în CSGO. Ok, nu-i nimeni aici. Au, uite-l pe ăla. Wow! Tras super oribil. Toarce naveta, bobiță! Capitanul Bob la datorie. Bă, niște avioane, bă, că nu le putem folosi. Deși știu că sunt nave care au avioane. Șiș. Ok, hai să vedem cum... Cum pot și eu să-mi ajut echipa, ar fi grozav. Încercând să... Cred că am tras bine. Ia să vedem. A, nu. Deși am fost aproape... Bă, da, unde a plecat? O, a rămas numai unul. Șeș.
Nu știu, asta trage cu boltă, iar trasul cu boltă mă... Ah, ok, mai așa. Dacă încerc să țintesc. Poate e super greu cu precizia asta. Cred că am nimerit bine. Ah, am tors, nu cred. Mi-a dat-o pe asta. Ha, mă. Băiatul, precizie, stai așa, ultima lovitură a mea. Ultima lovitură a mea. Am ratat, nu pot să cred, mai jos. E, aia e, în fine. Woo! Victorie! Ok, nu-mi place. Nu-mi place nava asta. Back to port. Am dat ceva damage, ceea ce bine. N-am jucat chiar așa din nou. Ok, deci asta nu. Asta ce e? Asta e tier 2. Da, e tier 2 premium battleship. Asta arată mai fain. Ok, am să joc cu asta data viitoare. Așa că, da, oameni buni, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați, folosiți linkul de descriere să intrați acolo plus codul ca să vă înregistrați, să primiți chestii bonus, dacă vreți. Și dați-mi adas friends și data viitoare o să încerc, nu știu, o să vă anunț pe Facebook, să aș cu ochii pe Facebook, chestii genul ăsta. Să anunț când e să jucăm sau ceva, sau poate jucăm pe stream și punem de pe stream pe YouTube. Așa că, doamne bun, mersi frumos că dacă v-ați uitat acest video, nu uitați să dați like, share, comment, chestii de genul ăsta și noi ne auzim data viitoare, oameni buni. Hai, pa, pa!